Luna, Luna, ah, bună seara, bună ziua, stai bine la căldurică, nu-i așa? Ce interesant este că s-au produs niște mutații genetice. <trui> <trui> nu mai râdeți, vă rog, frumos. Și avem o pisică mai mare, o pisică mai mare, care evident geamul este murdar pentru că pisica oh, se întinde și pisicuța aceasta. Fram? 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 Domnul Fram? Care stă și la geam. Da, da, da. Avem una pisică, una câine care stă la geam. Foarte interesant. Nu, e, e, pisică s-a transformat, e mutație genetică. Câinele nu mai stă în cote, stă la geam. Câinele nu se mai plimbă. De tine vorbim, domnul Fram. Da, 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 uite, cu ochișorii ai tăi. Iar pe doamna Luna fix în pingi o doare, zici că e Sfinxul de la egipteni, da? Ia uitați-o, doamne! Ce faci, Luna? A, dacă aș arăta cana mamei, am intrat în politică, dar tu ești... A... tu ești... nu mai râdeți, vă rog frumos. Luna, stai să vedem ce face Luna. Fra, fra, fra... Hai, zipa așa, bravo, ești gelos pe luna? Nu, nimic, că și tu iei căldură, de la ea vă transmite, este căldura căldură, sufletească, iubire în toi Gata, am terminat, la revedere, la revedere. Putin e cu, nu putem să-l arătăm pe Putin, că după aia, am vrut să zic puțin, puțin mai mult, ne place să mângâiem animalele. Da, da. De ce râdeți, Doamnă? Doamnă, să știți că râsul este vindecător, uitați! Pe pisică, doamnă, fix în. Opa, stați că s-a întins și domnul, o pisică mare, Fran, care murdărește geamul. Fram, Fran, fra, cucu! Opa, ia, uitați, am friera! Și răspunde.